Da, mă gândeam, sigur că suntem mai defecți la cap decât acum 4 ani, dar probabil că și mai înțelepți, că om fi învățat diverse lucruri între timp. Crezi? Mă, da, mulți dintre noi, știi că natura umană are și chestiunea asta de adaptabilitate, cred. Da, și cred că mulți dintre noi am învățat. Uite, în colecție pe care trebuie să mai învățăm și o învățăm astăzi de la o femeie foarte curajoasă, din punctul meu de vedere, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, lansează un apel sau, dacă vreți, are câteva declarații menite să ne trezească cu privire la soarta Republicii Moldova și cred că pot să vă povestesc în minutele următoare. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Spune așa doamna președintă Republicii Moldova că Rusia încearcă să destabilizeze această țară astfel încât să preia controlul cu o nouă guvernare, o guvernare care să fie prielnică și favorabilă Rusiei, astfel încât să poată să folosească teritoriul Republicii Moldova ca o zonă, cum să zic, utilă în războiul împotriva Ucrainei. Cele două țări fiind vecine, în condițiile astea, Rusia, îți dai seama, ar putea să lucreze din Moldova înspre Ucraina. De ce zice doamna Maia Sandu asta? La ei, în Moldova, de o lună sunt proteste. Sunt proteste organizate de oameni care au probleme penale importante, oameni care, despre care se bănuiește că au fost în solda Moscovei foarte multă vreme, și la proteste sunt aduși prin rotație oameni foarte săraci, oameni cu probleme în Republica Moldova, așa cum sunt și la noi o grămadă de oameni, și protestele astea încearcă să creeze o presiune astfel încât să ducă la conflicte în țară și să se ajungă eventual la o răsturnare a guvernului. Spune doamna Maia Sandu așa: e datoria noastră de cetățeni ai acestei țări, de patrioți, să nu ne lăsăm manipulați și provocați, să nu ne lăsăm folosiți de cei care își doresc război și haos. Cei care promovează și justifică războiul trebuie sancționați dur. Oamenii care justifică uciderea ucrainienilor la ei acasă sunt periculoși pentru societate. Nu vom permite destabilizarea situației din țară, nu vom permite dezbinarea societății și nu vom permite promovarea urii. Ei își doresc să ajungă la putere. E declarația doamnei Sandu făcută cu ocazia unui briefing de presă. Ce e foarte interesant aici, că Moldova e chiar într-o situație dificilă, mai dificilă decât a României în momentul ăsta. E dificilă și din perspectiva faptului că ei sunt cumva fără apărare acolo. Și da, nici forțe armate, discutam de mult lucrul ăsta, nu prea au. Nici forțe armate, dar ei nici nu se bazează pe o forță armată, ei se bazează pe ajutorul pe care noi putem să-l dăm, dar, de exemplu, au rămas fără curent electric. 33% din curentul electric al Moldovei venea din Ucraina. Ucraina bombardată însă și nu are curent electric în foarte multe zone. Și cu atât mai puțin nu mai exportă în Moldova. Moldova acum se bizuie pe energie electrică. Nu e, țara n-a rămas fără curent electric. Există o centrală, cea mai importantă din Moldova, dar ce să vedeți, centrala respectivă este în Transnistria, care e un teritoriu rusesc, da, să spunem așa. Și atunci Moldova este la cheremul acestei centrale, care sigur că poate fi oprită oricând. Sigur că Moldova primește și va primi probabil cu siguranță curent electric și din România, și România este datoare din momentul ăsta să considere Moldova ca parte asta, ceea ce și este de facto, și să le livrăm tot ce au nevoie acestor oameni. Interesantă și declarația doamnei Sandu, care spune că păstrarea democrației în Moldova se poate face doar prin alipirea țării la Uniunea Europeană, ceea ce tehnic ar împlini dezideratul nostru național, adică dacă noi am căuta un obiectiv național, atunci acesta ar fi ca Moldova să intre în Uniunea Europeană? Să intre în Uniunea Europeană și tehnic să nu mai avem granițele alea acolo, să fim tehnic, dacă nu aceeași țară, măcar în același... Să nu mai avem granițe între... Să nu mai avem granițe între noi, practic vom fi ca acasă. Cred că e ceva ce am putea urmări acum. România își atinge un obiectiv important, probabil în curând, cred eu că anul vom fi parte din Schengen, și cred că este de datoria noastră să luptăm mai departe ca această bucățică de pământ care ne aparține,
e parte din noi, să devină, să redevină parte din România, chiar și în cadrul Uniunii Europene, cu siguranță, consider eu. Așadar, asta încerc să vă spun, pe zilele, săptămânile următoare, priviți cu atenție situația din Moldova, că s-ar putea complica cu asupra de măsură, zic. Asta e deocamdată tot pentru astăzi, Cami. Îți mulțumim tare mult, Cătălin. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, o puteți găsi integral în curând pe site-ul nostru europafm.ro sau pe contul de Facebook Radio Europa FM. Mulțumesc!